satul nostru, Mălnicrav, a fost fondat cam în 1305. S-a construit biserica pe mijloc și roată casele. Au fost atunci foarte mulți sași. În prezent mai sunt cam 10% sași, 60% din sat români și aproximativ 30% romi. Vecinătățile din satul nostru pot să spun că sunt niște forme de organizare în care oamenii se ajută unii pe alții. Vecinătățile au început să se formeze pe o anumită stradă sau familii mai numeroase care au zis hai să ne ajutăm. Isusește, să ziceam, Iubărfutăr, pe românește vine tatea vecinătăților. Și tata vecinătăților era coordonator. Ăla era cu organizarea. Casele din satul nostru sunt ca niște trenuri unul lângă altul. Încă de la stradă se pot vedea, de obicei, două ferestre spre stradă, de la prima cameră pe care o au oamenii. Lângă casă se înalță o poartă înaltă de lemn, care aproape întotdeauna este acoperită cu o boltă de cărămidă. În momentul în care deschizi poarta, poți să vezi o curte pietruită sau floșterită, cum spuneau bătrânii noștri. Asta e construcția care, normală, a fost în Mălnicrav. Comuna vecină a primit teren mai mult și a construit casa în L. Prima cameră de la stradă de obicei este mai mare, cameră de musafir sau cameră în care se organizau botezurile, chiar și nunți mici. Era urmată de alte cel puțin două camere. Nu prea exista bucătărie fără un cuptor. Mulți aveau un cuptor de pâine în casă. În fiecare casă o gaură în perete care folosea în loc de dulap. Unele aveau uși, deci puneau uși de a avea impresia că este un dulap, dar era de fapt în perete. În casă femeile își aranjau pereții cu lucruri de mână făcute de ele, coseau versete din Biblie sau proverbe sau zicători. Intrarea în beci, acum fiecare o camare din curte, dar înainte cea din curte o mascau și era intrarea care era din cameră. După camere, dacă ieșai în curte, sigur, în spatele ultimelei camere găseai un șopru sau o magazie. După magazie, nelipsit era și camera animalelor sau grajdiu. Curțile erau închise. Dacă în față era zidul mare cu boltă, în spatele curții era închis de șură mare care trecea peste curte.